Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața tuturor! Sunt astăzi alături de domnul Dan Matei Agaton, purtător de cuvânt printre altele. Dar o să precizați după aia al Alianței Confederațiilor Patronale a CPR și vicepreședinte, fost ministru al turismului de două ori, da? o între 1992 și 1996, a doua oară 2003, plus profesor universitar, plus mai ce? Oh, -au, mai știu multe, mediator mediator. Între cine și cine, în afară Cabinet de, și mediere. Între Steaua și Dinamo e greu de făcut mediere. Mai încerc eu câteodată, dar acolo e o rivalitate care s-a născut cu mult înainte de a, de a fi noi conștienți și care va muri mult după ceea ce noi nu vom mai fi. Mă refer la mine, că tu ești băiat tânăr. O să începem cu Gamisia lui Demisia m-am emoționat când am auzit băiat tânăr și am zis Gamisia era să fac o gafă. Deci Demisia lui Gabriel Oprea din fruntea UNPR-ului pentru a nu prejudicia imaginea partidului, spune el, într-un an electoral. Vi se pare un gest de normalitate sau ceva care nu trebuia făcut? Ceva neașteptat. Practic nimeni nu s-a așteptat nici din partidul lui, nici analiștii politici, nici deontologii. Practic, ca nimeni, din punctul meu de vedere, este un pas spre normalitate și o șansă extraordinară pe care Gabi o oferă UNPR-ului să-și revină ca partid. Altfel, în campania asta pentru locare și apoi la parlamentare, toată lumea ar fi sărit pe motociclist, pe uh, jacuzzi, pe mai știu ce subiecte legate de ceea ce a tot scris presa. Acum rămâne... Sunt două dosare la DNA, totuși. Sunt două dosare la DNA, dar, Nicola, până când nu se pronunță instanța, din punctul meu de vedere, bio Oprea este nevinovat și așa trebuie să vorbim legia, despre absolut toată lumea. Foarte important este acum ce se întâmplă, cine preia. NPR-ul are și el probleme de leadership, cum au și celelalte mari partide, PNL-ul și PSD-ul nu mai sunt echipele acelea de 10-15 oameni, lideri, recunoscuți pe plan național și susținuți din organizațiile locale, care se poate să preia oricând o conducere a partidului. Sunt oameni cu experiență în UNPR. Am văzut și ce spunea Gabi Obrea, că va fi interimar primarul Onțanu, că se pregătește Varisteriu. Varisteriu îl cunosc foarte bine, am lucrat mult cu el. Este o soluție, de excepție. Dar da, are tânăr... notorietatea pe care ar avea un uh, Eugen Nicolicea, de pildă, sau chiar domnul Onțanu? Uh, nu, cred. nu cred că e la nivelul Eugen Nicolicea. Nicolicea este probabil parlamentarul cu cea mai vastă experiență și oricum uh, s-a specializat extraordinar în drept parlamentar, unde e o somitate. Eu spun cu sinceritate, când am o problemă care nu înțeleg din ceea ce se întâmplă în Parlament, sunt pe Eugen și în trei minute dezlușește și atunci, orice. atunci, de ce nu el în locul lui Gabriel Pentru că la colectiv s-au cerut schimbări și de generații. Iar Valisteriu este un, un tip care face politică de vreo, eu știu, de vreo 15 ani. Și e foarte bun, deci, e curat, e imaculat, e O, o față nouă, în sensul. O față nouă și roz, dar deci este și pozitiv un al tip din partid și de partid. Deci nu e parașutat de undeva uh, ca să preia un partid cu mine. Eu, reu, cu mari probleme. Încă nu este foarte clar cum vor candida la locale. Aproape nimeni nu știe ce se va întâmpla la parlamentare. Una împreună a trecut niciodată un test electoral. Singur, singur, el, totdeauna singur, singurel. alianța cu PSD. Exact, cum s-a întâmplat și cu Purul și cu urmașii lui, tot timpul au fost în alianță cu un partid gigant cum este PSD-ul, care în siajul căruia au intrat în Parlament nenumărați domni și doamne. Dar cum vedeți această cădere extrem de brutală și a lui Gabriel Oprea și a unpr care în toamnă înainte de, de manifestațiile din noiembrie era pivotul central în jurul căreia, în care căreia se articula viața politică aici în România, în ciuda negațiilor mediatice? Totul se învârtea în jurul uh, unei pr care face sau nu alianță cu cine face, cu noua majoritate și așa mai departe, și brusc nu mai e nici Gabriel Oprea în fruntea Ministerului de Interne, și nici un pr într-o poziție uh, calificabilă, ca să folosesc chiar un termen fotbalistic. Păi știți ce se întâmplă? Din păcate, în România, politicienii, chiar și cei care conduc partide, au uh, impresia că sunt veșnici că vor sta pe scaunul ăla până la deci bătrâneți. Că fără ei nu se mișcă nimic în politică. Uh, în același timp, funcția, dar și banii, schimbă foarte mult oamenii și, în general, nu îi schimbă în bine. Îi schimbă în rău. Să fie clar asta. Așa văd eu lucrurile. Poate eu mai așa. Uh, pereu a fost Partidul Balama, partidul fără de care nu trecea nicio lege în Parlament și nu se făcea niciun guvern. El a fost... El a fost foarte mult timp cum să spun... fata cu zestere bogată pe care încercau să o cucerească toți. De dreapta, de stânga, da, de da, mijloc. Mai puțin cei care au ieșit în stradă, da? Mai în noiembrie puțin cei și care au ieșit uita. în stradă, da. Eu să atrag atenția cu prietenia care-ți opor și care e publică. Că în stradă au ieșit sub 1% din cei care votează, iar hipsterii care au ieșit în stradă oricum nu votează. E, nu știu, dacă erau numai hipsteri și nu știu dacă votează, dar mă rog, ideea este a, de a vota. Deci nu cred că nu prea A votează. fost determinantă uh, 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 de acest val de indignare din, din, păi din toamnă. A fost, știi ce, se întâmplă când erau demonstrațiile la piața universității, de exemplu, și în tipul lui Boc. Poarte mă spun, ai ce să nu uităm noi? Sunt 200 de oameni care țipă și care fac scandal. Nu. Pentru că cei 200 din piața universității și apoi 2000 sub altă guvernare, tot în piața universității și cei 30 de mii din timpul, nu știu cum să-i spun, zonei colectiv, spuneau tare ceea ce gândeau și gândesc milioane de români. Deci aceste voci trebuiesc ascultate și cine are urechi de auzit să tragă și concluziile. Din păcate însă, dacă mă uit la ce se întâmplă, la ce a ieșit deocamdată în privința candidatorilor, păi nu prea văd că s-a un cont de cerința străzii. Bun, eu las la o parte tipul ăsta anarhisto, nihilist, toate partidele la aceeași mizerie, nu avem nevoie de partide, nu avem nevoie de partide, atunci lăsăm loc să apară un nou Siriza, unul podromos și să vedeți ce bine va fi, Doamne ferește. Avem nevoie de partide, dar în același timp, vocea străzi trebuia să-l dea de gândit conducerii partidelor că trebuie să schimbe garniturile. Că trebuie să iasă cu oameni noi, cu oameni necompromiși, cu oameni care să nu fi făcut subiectul niciunui fel de uh, proces, uh, urmărire penală și așa mai departe. Lumea să se de corupție. Și mai provizoriu. emisiune realizată saturat, de... de Nicola Don. Ah, Am întrerupt cu un jingle, dar ah, reluați ideea, vă rog. Și lumea s-a mai săturat. de ce altceva. Spuneam. De aceleași figuri pe care le vedem aproape de la Revoluție încoace. Foarte puțini lideri noi au ieșit. Foarte puțini. Și spuneam și cred clar lucrul acesta. Că există o criză de leadership, că nu mai sunt acele nuclee de conducători dintr-un partid. Nicăieri? Nicăieri. Nici PSD-ul nu, nu, nu are, nici PDL-ul. Poate Pii, un, pic, nu pic, mai un, pic, PDL un pic un pic, Un pic un PNL-ul. Nu mai există PDL-ul. PDL-ul e în toate, în cele ce sunt. Și în cele ce vor fi? Și în cele ce vor fi, nu știu. Sper că nu. Aveți un aer cam sfânt spunând aceste lucruri. Ah, nu, 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 nu. nu, Sunt uh, cu picioarele pe pământ. Nu avem tineri care să se fie afirmat, Iar cei care au intrat în politică, din păcate, în toate partidele, partidele mari de dreapta și de stânga, fac aceleași greșeli ca cei în vârstă, ba chiar amplificat. Și soluția ar fi care atunci? Eterna soluție pe care nu o găsește nimeni? Eterna soluție, o nouă revoluție. Eterna soluție ar trebui pe de o parte ca în partide să existe un așa numit spate al înțelepților, cum e în multe țări, în care e un grup de foști lideri, foști președinți, foști oameni cu funcții importante în partidul respectiv, care au făcut pasul necesar în spate, dar care îi sfătuiesc pe cei care conduc partidul, de asemenea, în manieră încât să existe așa un raport cât de cât între generația veche și cea nouă. În același timp, cei tineri trebuie să înțeleagă că a fi în conducerea unui partid nu înseamnă că a doua zi te pune cineva ministru. Iar cei bătrâni trebuie să înțeleagă că nici organizațiile de tineret ale partidelor nu pot fi folosite la nesfârșit în a lipi afișe. Păi știi care e criteriul cel mai important de a promova într-o organizație de tineret? Înălțimea. Dacă ai 1,90 m ca mine, ești foarte bun de politică pentru că lipești afișul sus pe stâlp unde nu ajung dușmanii poporului. Care eh? să ți-l acopere. Da? Care să ți-l acopere. Uh, eu am întâmplări savuroase cu Lipitul de articole de-a lungul perioadei în care făceam politică. De afișe, nu de articole? De afișe, că de articole mai mult am scris decât de afișe, da. Ai dreptate. Uite, m-am vorbit și eu, că m-am lăsat să de un grup azi. de tineri de la povestiți. PSD, care în noaptea dinaintea alegerilor locale lipeau de zor niște afișe cu PDL-ul de atunci. Și asta era în ce Asta era acum ani. Și uh, conducerea PSD-ului de atunci, adică Adrian Astase și Daniel Popescu, ce să okay, ne mai ascundem, exact. au trecut, au făcut noaptea așa, pe la două, trei, un tur al Bucureștiului, în special în zonele din centru, că în Ferentar nu cred că s-au grăbit să ducă să vadă ce se mai întâmplă. Și găsesc pe vreo 20 de tipi care lipeau cu drag afișe cu pdl și au făcut scandal. Și mi-au chemat pe aia care lipeau și au zis, dumneavoastră, că noi stăm de la PSD. Și vă rog frumos să plecați de aici. Păi de ce? Pentru că ne am chemat televiziunile ca să arătăm cum luptătorii pedeliști încalcă legea și uite ce porcărie fac. E, cam așa se lucrează în campanie și cu alme, albe și cu alme, negre și cu alme, Bine, și asta e peste tot. Nu e, peste tot. PSD și PDL. e peste asta tot. De e exemplu, blase. tipul de campanie al lui Mitterrand eu îl predau la universitate, la mine. Pentru că a fost genial. Pur prima, și prima da. cea din 81. Prima, cea din 81, cu pontilismul și cu ce făceau pe tă, jurnala TFA, era fabulos. Am rămas uh, absolut. sfinxus, era în toate, în toate, în toate. I-a reușit, cu siguranță a fost și reală despre ce de Haideți să revenim la România și cu uh, Ministrul Justiției, cu Luca Prună, care a trimis propunerea privind reinvestirea la Orei Coduța și în funcția de procuror șef al DNA. Urmează CSM-ul, recomandarea, urmează ca președintele Iohannis să o agreze sau nu. Uh, vi se pare potrivită această acțiune fără mare a, suspans? enorm, faptul că doamna Ministru Prună este să se bată cu mine în piept că dânsa a propus-o pe doamna Căveșe. Bun. Păi treaba e foarte simplă. Ministrul Justiției propune CSM-ul dă un aviz consultativ și președintele poate să spună știți ceva, doamna ministru, ia mai dăm tu 10 propuneri și domnilor de la CSM, ia mai dați-mi voi 10 avize, pentru că președintele are dreptul să alăgă pe cine dorește dânsul. Căveșii o să se supere mult pe mine. Că și este persoana potrivită la locul potrivit din punctul meu de vedere. Foarte mult timp, până acum doi ani de fapt, mă tot gândeam și vedeam că scandalurile, arestările, cătușele la televiziuni, mare porcărie, o iei pe Elena Udrea și o încătușezi și o prezinți pe la toate televiziunile, îi pără dumnezele de la masă, de la un restaurant și îi pui cătușele, nici la dumnezele și mai ales Elena Udrea nu puteau să se pună cu 10 luptători anti-tero care înconjurase locațiile respective. Asta era demonstrație de forță, zângărit de cătușe și iată că Uniunea Europeană a spus, bă, fraților, gata, ho, ajunge. Nici o cătușe la televizor, că nu asta e important. Important e ca instanță să spună da sau nu. E, până acum 2 ani, vedeam că ăștia atinși de DNA erau în special, în special, în special din PSD de doi ani încoace, lucrurile s-au echilibrat, au început să apare și din partea cealaltă. E, Asta înseamnă că ești face treaba și până la urmă contează foarte mult și percepția publică și îmi pare rău că trebuie să spun și reacțiile ambasadorilor ambasadelor, în special cea ambasade americană, care o susțin pe față. Foarte bine să-și facă treaba așa cum și-a făcut-o până acum, poate și mai bine. Deci nu am nimic împotrivă și nici nu văd pe cineva să la cap care să spună nu. Dacă e să vorbim de sănătatea mentală, eu nu înțeleg altceva, Nicola. Deci, bă, frate, de un an încoace, când deschizi dimineața televizorul, ce vezi? Percheziții, arestări, mită în pungi uh, și scandal, da? Bun. Păi dacă tu vezi treaba asta și tu ești politician, micuț, sau more, nu stai mai acasă să spui, bă, gata, ce a fost, a fost, ce s-a furat, s-a furat, la revedere, pa și bonjour. Și care e no, explicația? Deci nu se calmează nimeni? Lăcomia. Sunt lacomi. Sau au intrat într-un sistem care nu le mai permite. Știi cum era, tu nu știi, cu întrebările de saci în perioada comunistă, când medicii care făceau așa ceva și erau arestați, aveau 10 costume toate de aceeași culoare și două mașini. Da, unul cu nume par și unul cu nume impar. Ca să poate circula liniștiți. Și totdeauna mă întrebam, bă, frate, de ce nu s a oprit? Doctor bun, foarte bun. Nu s-a oprit și uite face pușcărie acum pentru lucrurile legale de sanții. Păi n-avea cum să oprească. Că venea aia cu prietena... Nu. Relația trage la relație. Deci cu ea a făcut odată să ducea și aducea ducea prietena și asta nu putea să spună nu. Cred că așa se întâmplă din păcate și în zona Consiliului Județene și a primărilor mari sau mici. Bă, văd că la primările mi se fură mai mult decât la cele mari. Mă și întreb cum. Dar vezi să iei tu șpagă, șpagă, în parcare, în pungă. De vă referiți la, la județul Buzău, vă referiți da. acum. Este in, ceva inimaginabil. Asta unul. Doi, și ca un deputat să fie arestat pentru 20 de milioane vechi, că a dat o masă, că a venit conducerea de la UNEPR. Vorbesc de deputatul mecanic auto sau ce era. Nu știu, mi scapă numele, dar știu la ce vă referiți. E chiar ieșit din comun. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Rămânem la banda, barni la vedere. Legea în plată, opoziția bancherilor, da, care a fost manifestată foarte clar zilele astea, toate băncile, brd a decis chiar să ceară avans 50% pentru creditele imobiliare în euro pe, perioadă, pe o perioadă mai lungă de 25 de ani. Ce se întâmplă cu legea asta, care acum e la cameră, care decide? Vi se pare bună, vi se pare rea? Toată Europa e contra bancherii la fel? Publicul poate da? Eu uh, sunt un discipol al lui Joseph Stiglitz. La o premiului nouă pentru economie, cel care a făcut programul de guvernare lui Obama, cel care a plecat de la, din funcție de consilier șef al lui Obama în momentul în care el a hotărât să dea 10.000 de miliarde de dolari băncilor în criza trecută. Ori Stiglitz scoate în evidență faptul că băncile sunt mult prea. Lacome și nu prea au niciun fel de legătură cu economia. Băncile din România câștigă enorm, câștigă enorm fie prin jucând uh, pe cursul valutar și punând presiune pe leu că nu te aștepți, fie dând drumul cu larghețe la nenorocitele de credite pe buletin, încurajând fals consumul și apoi luptându-se să recupereze banii și trecând toate costurile de recuperare pe spatele celor care și-au credite corecte și cinstite. Eu cred că băncile ar băncilor ar trebui să li se limiteze într-un fel profiturile. Sigur, e soluția lui Orban, A, nu Orban nostru, Victor Orban, care, uite, pare că trebuie să recunosc, mie îmi devine din ce în ce mai simpatic. Să luptă și... pentru un gaie și să luptă de. nu se vede. Bine, a greșit cu presa, l-au certat aia un pic, dar cu băncile la a dat una de nu s-au văzut. Și cu uh, corporațiile, unde iarăși a limitat într-un fel profiturile. Uh, deci eu cred, lăsăm la parte mizeria de nedescris cu francul vețien și culpa totală pe care Banca Națională a României a avut-o atunci. Pentru că, într-un fel, chiar încuraja creditele franci elvețieni, în loc să vină să spună, așa cum am spus eu tot timpul, bă, frate, tu în ce ești plătit? Tu când îți iei salariu, ce ei? Lei. Ei lei, ei credite lei. Dacă nu ai franci elvețieni, asta e viața. Dar acolo, la Lozan, nu în București. Deci eu cred, și acum ce se întâmplă? Deci vine, iau, dă unul, iau un credit, își face casa, se întâmplă nu știu ce, pentru că diavolul se ascunde întotdeauna în ce ai scris cu mici în contractele de creditare și nu mai poate să-și plătească rata. Legea asta ce spune? Bă, frate, nu poate să-și plătească rata, ia tu banca casa. Banca nu vrea. Nu vrea, pentru că nu are să facă cu casele, nu? Ești cu zeci de mii de, de, de casă odată la vânzare, asta e bucuria românilor, scad toate prețurile însă și asta se te opui cu vehemență și cu atitudine ca mai ura ca reprezentanții băncii naționale în Comisia de Finanțe Băncii care încerca să găsească soluții pentru aplicarea legii, s-au comportat ca, nu știu, ca cine, parcă era Comisia aia colonia băncii naționale. Nu. Eu cred că legea asta trebuie să intre rapid în, în vigoare. Sigur că trebuie făcute și amendamente văzut și cam ce cer până la urmă băncile. Un plafon. Exact, 150 de mii da, în general. Asta nu mi se pare o dramă, pentru că știi ce se întâmplă dacă tu ai luat un milion de euro credit să-ți faci un palat, atunci, bă, frate, suporți. Dacă ești un amărât că ți-a și tu o garsonieră în drumul taberei, de ce să-l omor pe ăla? Bun, Trecem uh, la alt capitol economic. Uh, cu programul Rabla a fost o surpriză, da? A fost redus uh, cu 32%, chiar peste, în 2016. S-a trecut de la 135 de milioane la, uh, de la 200 de milioane de lei la 135. E numai o notă de fundamentare, da? E un proiect de hotărâre de guvern. Problema este ce se întâmplă acum, pentru că asta intervine după ce piața auto a crescut 2 ani la rând. Și acum, bineînțeles, o să scadă. E o inițiativă bună? Nu-i bună? Ce se întâmplă? Nu-i bună, nu bună. Deci, noi e băgânți să trântim chestia asta exact în perioada în care Dasaru și Loganu dudue. Și s-au speriat, inclusiv francezii, de, de exportul masiv pe care România îl face. S-au deci, speriat în bine. Da? Eu știu. În bine, da. S-au speriat cum a am speriat eu când am văzut baralul. Stanciu aseară la... pe stadion. A, nu cred. Eu cred că avem nevoie de măsuri de încurajare și a exporturilor și a producției și a consumului și nu de restricții. A, știi, tipul ăsta de restricții este filozofia fundului Monetar Internațional. Uh, nu ai voie. nu se poate. Nu mărim salariile, nu reducem TVA-ul, nu reducem impozitele. Uh, să fim prudenți, să așteptăm. Să așteptăm ce? Să așteptăm să sărăcească trei sferturi din români? Să așteptăm să mai plece încă un milion de români afară? Păi da, nu. Și mai e și o problemă. Deci, că în România. Uh pentru o mașină nouă care e matriculată, sunt imatriculate 3 de second hand. Da. Ceea ce nu este... Nu, nu prea este. Plus că e și nebunia cu matriculări în Bulgaria, care eu chiar nu pot să mai explic. băi frate. Și atunci cum vă explicați de ce o asemenea măsură? P și fi vreun concurent al uh, Daci? <laughs> cu lobby de, de la tipul ăsta? Cred că cei care au făcut proiectul, eu nu am văzut proiectul, nu, nu, e o, e o dezbatere publică. Dezbatere publică, bun. Nu se pricep. Habar n-au. Nu știu. Sau sunt incompetenți. Și atunci să aducă punii care se pricep. În regulă. Deci industria românească trebuie încurajată. Ai văzut reacția fabuloasă de pe Facebook și de pe tot spațiul virtual cu privire la brădet, la chestia cu brânza. Dar vorbim de da. lactatele da, și de copii. Uluitoare. Eu, eu, eu de la campania lui Iohannis n-am mai văzut mm. pe net o astfel de campanie în care mii, zeci de mii de oameni susțin mă, și fabricuța aia și pe Patronul ăla. Patronul da, e adevărat o, că personajul era uh, carismatic? Și foarte simpatic, care simpatic. și uh, știi... vorbea le vorbea tuturor, un om simplu și care. Da, vorbea... dar le vorbea pe limba lor, dar exact. și care treaba. Tot satul lui, lucrează la fabrica aia. Și noi, cineva, se i dăm în cap. De ce? Comunistul a înțeles el că are coli. uite că n are. Dar cum vă explicați, totuși, această. Hai să-i spunem gafă, termenul soft, de a arăta cu degetul o anumită firmă înainte de încheierea anchetei. Nu explic într-un singur fel. Demisia. Ai făcut așa ceva? Oricine greșește, Nicola. Ai greșit așa? Ești afară. Pleci. Pe cum te apuci tu? N-ai nimic? Ai auzit o bănuială? Ți-a spus eu o păsărică la telefon că băiatul ăla e așa? Da, dacă ar fi fost un, o fabrică, nu știu... Nu vreau să dau denumiri, că după aia mă trimis la caserie de lactate elvețiană care în România. Da. Sau ungurească. Și se întâmplă așa ceva. Știi ce urma? Un proces frumos cu 500 de milioane de euro de spăgubiri. Cam așa ceva trebuie să facă și băiatul ăsta. Pentru că el, ca brand s-ar putea acum bă, el ca brand să nu moară, ci să, da, să și Că ce, mura și, și acum de magazine putea, care da, îl susține. Da, da. S-ar putea nu, da, să devină... Ideea următoare. E un produs românesc? E bun? Ajută-l pe să-l vândă. Nu-i da în cap, numai că ai tu impresia că, în afară de faptul că bălbâia la asta o lună de zile să nu spună nimeni cum de mor bebelușii și de unde au luat porii deci, tot, tot, nu se știe tot nu se știe. Da, știi ce se întâmplă? Nu vreau să fiu rău acest vă sticlesc ochii cu o bucurie, așa că vă rog să nu vă rețineți. Hipsterii nu au bebeluși. Și atunci când au murit bebeluși, și când sunt încă 40-50 în spitale, n-am mai ieșit mai pe stradă. Nu știu cine sunt hipsterii, dar în general oamenii se reproduc voios aici în România. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don cu Dan Matei Agaton azi dimineață și vorbeați de Victor Orban adineauri. V-am așteptat la potitură cu Steaua României, care a fost de trasă definitiv lui Laszlo Tökeș de către președintele Iohannis, pentru că Laszlo Tökeș, da, i-a cerut lui Victor Orban în 2013 ca Ungaria să instituie un protectorat al Transilvaniei. Asta vă place la Victor Orban sau? Nu. No? Nu, nu, nu. La Victor Orban mi-au plăcut uh câteva lucruri în plan economic. M-a mai plăcut că dă cu pumnul masă la Consiliul Europei și își apără țara cu imigranți, cu multe. Însă, prietenia cu ce... Putin? Prietenia cu Putin are cum dracu să-mi placă, doamne iartă -mă. Nu are cum să-mi placă sub nicio formă. Și o anumită atitudine pro-rusă pe lângă prietenia cu Putin, care pot să-ți și eu sunt prieten cu tine. Da, asta nu înseamnă că. Da, Victor Orban era nu extrem ce. de antisovietic și de anticomunist asta în sine păi, când a creat Fidesul Ungar absolut, la începutul anilor 90. El a creat Fidesul ca reacție și a Revoluției din 56 din, 56, Ungaria, bineînțeles. din Ungaria. Mă rog, așa, nu are cum să-mi placă. Iar ceea ce se încearcă cu Protectoratul Transilvaniei, asta mă da. scârbește. Din acest punct de vedere, este deapreciat. Și o să am ocazia, așa am să o spun și direct președintele Iohannis, că a făcut un lucru extraordinar. Deci a arătat că e bărbat politic și i-a retras staua României. Nici nu trebuia să-i fie acordată. Dar acum, dacă a fost, asta e viața. I-a retras-o și bine a făcut. Asta cu pro protectorate, cu ținuturi de nu știu care fel, cu imnul ținutului respectiv la un meci de hambal Uh, și cu întoarcerea de spate lui Hamal. Și de hockey. Și de hockey nu mai vorbim ce era la hockey. La hockey e cine, când joacă Steaua, pentru că Steaua este, să spunem, cam printre cele mai bune echipe de hockey în afară de cele din, din Transilvania. Din Harghita, Covasna. Uh, e măcel ce e acolo. Nu mai imnul nu știu care, nu mai steagul nu știu care e ser. Bă, frate, fiecare țară are un steag, are un să-și țină. Da fetele de la, de la Hamba, la fel pățesc când joacă la nou, doar că se nu e corect. Mai vine doamna ministru, mare sportiv, și zice, nu, domne, nu mai cântăm imnul național că... decât în competiții internaționale. De ce, bă? Se e frică să cânti imnul? În țara ta? Păi, haideți să rămânem la sport și la IN. Pe 2 martie trecut, mai erau 100 de zile până. trebuia să înceapă, până când va începe Euro 2016. Acum am, nu știu, am două părți, da, de întrebare asta. Una, știu cum mă adresez un mare microbit și aș vrea să comentăm puțin așteptările unui specialist și la nivel sportiv, și la nivel de performanță pentru lotul României, dar n-am cum să nu vă întreb de toată nebunia asta cu Arena Națională și cu Spania care joacă nu poate să joace la Arena Națională, care joacă la Cluj, de unde alt scandal, că de ce la Cluj? Uh, și era totuși, am fost uh, și eu pe el, uh, o super realizare din punct de vedere estetic și bă, fotbalistic. E foarte, era foarte agrabil să urmărești un, un meci pe Arena Națională. Am văzut zeci de meciuri eu, pe Arena Națională. Eu. O oază de Occident în... Exact. Și atunci cum să facem că a funcționat în ilegalitate această oază de Occident și că acum nu știe nimeni când va mai refuncționa. Azi e o întâlnire, astăzi cred că... Uh, Vineri ieri. Deci azi e sâmbătă... Uh... Mă rog, mă rog. trebuie să aibă loc o întâlnire între cei doi administratori, RN Național Primăria și Federația Română de Fotbal. Deci, până acum nu s-au întâlnit sau ce? Uh, păi da. până acum au vorbit până mail-uri. Uh, până la urmă, bine, deci, până la urmă, eu cred că e nevoie de doamna și. La zi, acoperiș acesta. sau la tot stadionul? Nu, la tot stadionul. Da, bine ar fi să înceapă cu acoperișul. Apoi eu întreb așa, ca om care am fost acolo și bă, pătimaș după fotbal. Bă, frate, bun, deci membrana aia, bă, dacă aruncă unul de la Dinamo, de la sau nu prea mai sunt o torță până la 100 de metri cât are înălțime, se aprinde membrana și mor toți ca șobolanii, da? Bun. Păi șoacă, bă, băiete, meciu, retrăgând acoperișul, sub aer, cerul liber. Dacă da, asta, spunea și, asta spunea și Reghe în camp, dacă reghe, aminte, reghe a o avut o atitudine excepțională referitor la arenă, pentru că a intrat în primarul ăsta interimat, dar nu s-a văzut și bine a făcut și susțin 100%. Dar s-a certat și cu domnul Boc după aia. Cu domnul Boc nu am prea înțeles de ce s-a certat și n-am păi că, că, nu mai. e bine să jucăm la Cluj, să jucăm adică Naționala România. Păi, de ce să joci la Cluj când poți să joci pe Arena Național de, care este stadionul... Chiar și fără acoperiș. Dar de ce fără acoperiș Nicola? Păi nu știu că sunt... Deci, -are, aia, ISU. are autorizația ISU. N-are autorizația ISU. ISU... Auzi, Până la colectiv, tu știi multe despre Isus? Absolut totul, ca tot poporul. Așa. Deci, mai puțin așa, mai puțin de -al. Acum toți suntem specialiști în Isus. Membrana respectivă nu e fabricată în România. E fabricată ușor în Germania. Ea a fost testată. Culmea culmilor, și asta suntem, să spun, în Kafka sau în Urmus, este că laboratorul nostru care a spus că acea membrană e poastă, nu este un laborator evaluat după criteriile Uniunii Europene. Deci Au fi după criteriile ISU. A, ISU e. Nu, mai ca să fiu puțin dezagrabil și eu. No, hai, păi nu, e și simpatic. Subiectul ăsta pentru mine e simpatic. Deci, tu și spui că membrana aia nenorocită e proastă și a foc, dar tu nu ești calificat să spui lucrul ăsta. Și atunci, ăștia de la Federație au trimis o bucată de membrană în Italia, și o altă bucată de membrană în Germania, și se așteaptă analizele de laborator. Din ce am înțeles eu, exact de aceeași la membrană. Da, chiar la biopsie este. Dar de asta demonstrează cât de tâmpit poți să fii să dai 250 de milioane de euro și să nu poți să-și. să știi că pe mine nu mă interesează atât de mult meciul cu Spania, care sigur că este un eveniment uh, extraordinar. Dar uite că sunt una, două, trei, patru, cinci poate chiar șase derbiuri eterne din Amosteaua. Păi nu o să joci și Vriza cu 30-40 de mii de spectatori. Nu să mai văd și o steriști că ieri pe stadion, a, joi pe stadionul Dinamo, erau numai dinamoviști. Bă, frate, nu e pe acolo, nu e fotbal. Nu -are, 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 are sare în piper. Să mai schimbă niște lucruri. Mai în dex, mai nu în dex. Dar orice echipă merită să fie uh, susținută de suporteri. Deci de ce să nu, în afară de faptul că uh, deci se pierd cam 2 milioane de euro pe an prin închiderea arenei naționale, iar echipele Dinamo și Steaua pierd cred că vreo 700.000 de euro pe secet asta. Și, și deci, de, o, o vreți de că doamna la, da, pe doamna și la stadion să vadă dacă nu cumva banii nu s-au pierdut pentru toată O vreau pe nu? doamna și la stadion să spun așa, cine e de vină? ce primește pentru vinovăție. Ce s-a întâmplat cu până la urmă cu faptul că, mă rog, toate cheltuielile la investiție se depășesc. Dar știi că Parana Național nu are uh, procesul verbal de predare ca investiție. Mai sunt încăva, încă, câteva lucruri pe care constructorul trebuie să le facă după atâta timp. Deci un, o anchetă a DNA-ului ar fi de dar asta ar trebui mâine, nu peste șapte ani. E o porcărie aia, așa, un stadion. Bun, acum vine și un candidat al lui Mare partid și spune, domne, ce jale, ce dramă, ce nu știu ce, uitând că primarul interimar face parte din același partid și trebuia să-l cheme domnul candidat care e și mare scură în partidul respectiv să-i spună, băi domnule primar interimar vă că ne punem toți urmări în cap mai ales pe ăștia care țin cu Staua și cu Dinamo, adică 80% din, din pasionați s-ar putea să rămătore la alegeri du-te bă și dă drumul, pentru că până la urmă știi ce, ce e aici, frică de răspundere Trebuie unul să spună, eu mă asum răspunderea. Federația Română de Fotbal și mecheră, când a văzut că treaba se încurcă, zice noi, da. Primăria zice nu, domne, noi nu, noi așteptăm. Ce așteptați, bă? Ce așteptați? Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Întrebare retorică a lui Dan. Matei Agaton, vrem să vorbim și despre șansele României, dar nu mai avem timp. O să refac o emisiune asta, să-mi permite să fac o emisiune specială cu campionatul european pe care oricum vreau să o fac și am, să, am plăcerea să vă invit, dar cu cum sunteți aici pentru prima oară, nu scăpați de chestionarul lui Bernard Pivot care este cuvântul dumneavoastră preferat. Victorie. Care e cuvântul detestat. Trădare. Care e drogul favorit. Fotbal. <laughs> și drăbucele. <laughs> să poate, să poate, e legal. care e sunetul sau zgomotul pe care îl iubiți cel mai mult? Tchaikovsky, muzica. Și cel pe care îl detestați? Uh, care timp... mișcă din cap așa. Nu chip, hop, cum e cheamă. Aia de mișcă așa din cap și care au două măsuri. Trei măsuri și care le dau la infinit până mori. E un fel de muzică așa, dar... Nu un fel de, de muzică, spus care nu-mi place. Ok, bun. Auzi între Biggis, trupa mea preferată, și Beatles, trupa mea preferată, și Rod Stewart, preferatul meu, și Adamo, și pe Johnny Halliday și atâția și atâția. Hmm? Și a vor abia aștept să mă să-l văd. În să aprilie. Da, este un eveniment epocal, Da, e un mare eveniment. Epocal. Și bă, Lara Fabian. Aici, aici, mă simt aici mai, mai sunt și alte bemoluri, dar mă rog, sunt alte nu, generații. Sunt alte generații. cu tine, aici mă simt eu mai bine în tipul ăsta de muzică decât în aia. Am înțeles. În jurătura sau blestemul afecționat în mod special? Și posibil cu puncte puncte. Cu cu dex sau cu puncte. Puncte. Sunteți extrem de sugestiv. Nu cred că lumea o să aibă vreo greutate să vă deslușească. <laughs> ah. Bai. ar, nu știu ce-a. Ok. Ok. Da, și variați cu. Fă tot timpul ah, aceeași. Da. Trebuie... am înțeles că în uh, limba magară sunt. Uh, campioni, sunt foarte multe în dar danii și românii nu... Uite, Tamaș, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult, a fost înjurat de un Boli, stadion de un întreg. De, de, un fundaj, da? Precis, da, care a fost la și... Dinamo. Și a fost înjurat de un stadion întreg și la sfârșit era un tip foarte haios. Spune, m-au înjurat tot meciul, dar n-am auzit nicio înjurătură nouă, ne știam pe toate. Ce bărbat sau ce femeie ați spune pe o nouă bancnotă? notă? Micheliene. Ce meserie n-ați fi vrut să faceți nici o ruptul capului? Minar. În ce ați vrea să vă reîncarnați? Într-un albatros. Dacă Dumnezeu există, ce ați vrea să vă spună după moarte? Dumnezeu există. A fost bilanțul provizoriu al săptămânii semnat Dan Matei Agaton. Weekend foarte plăcut, vă doresc tuturor. Vă aștept sâmbătă viitoare 10 și 10 aici, la RFI. Mersi, la revedere! Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don.